al 8-lea, da. Ai mâncat o dată bătaie, da? Sigur. Niciodată. Nici în Liga 4, nici în Liga... De foarte multe ori era, nu mai zic. E, că ești mai mic, așa, și fugeai, da? Nu, nu s-a întâmplat să Pentru că, de pildă, Crăciunescu povestește cu... Cum să spun, cu destul haz, cum a mâncat el bătaie la Anina. Toată lumea am avut noroc din punctul ăsta de vedere. Era să iau bătaie de mai multe ori, mai ales în ligile inferioare. Țin minte, era un meci, venise familia mea în tribună încântată, mama, tata, și mama filma meciul. Așa. Și la un moment dat m-am conjurat jucătorii să mă bată și după ce ne uitam la caseta acasă, tremura camera mână și zicea lui tata, du-te așa acolo, ce să-i fac, domne, să mă duc eu în teren? Deci a fost foarte amuzant. Dar n-am luat niciodată bătaie. Am reușit, poate printr-un alt stil, alt mod de a comunica cu cei din jur, să nu mi-o iau. Da. Deci nu, așa niciodată. Niciodată. Bine, niciodată. În jurături bănuiesc că este colecție întreagă. Asta e. Dacă ca arbitru te deranjează faptul că ținești în jurături, mai bine nu mai faci. Da, spune, când ești pe teren și lumea în jur, auzi? Da. Auzi, da. Mai ales când sunt puțini spectatori. Auzi. Se aude. Când e tribuna plină, nu mai auzi nimic. Se aude un vuiet și este extraordinar. Acum ce spune lumea, tu îți imaginezi ce vrei. Dar spune, se aud în jurături. Tu și fratele tău, că bănuiesc că se știe că și fratele lui Marius, fratele mai mic. Mai mic cu 2 ani, este arbitru asistent internațional. E arbitru asistent. Da. A vrut, apropo, și el să se retragă. Cum l-ați determinat? A fost o reacție la cald din partea lui. Noi, ca familie, suntem foarte uniți și uneori eu sufăr mai mult pentru el decât pentru mine. Și el aflând că s-a întâmplat lucrul ăsta, considerând poate că este nedrept, a avut o reacție la cald în care a zis nu se poate, eu așa ceva, nu mai pot continua și mă las. Dar eu am reușit să-l conving. El este printre cei mai buni din România la ora actuală, recunoscut de toată lumea ca arbitru asistent valoros. Arbitru asistent care asigură constanță și arbitru asistent care a luat note foarte mari atât la cursurile internaționale și la meciurile internaționale și la meciurile din România. E păcat să renunțe, asta i-am spus eu, e păcat să renunțe pentru ceea ce mi s-a întâmplat mie, indiferent dacă suferă în sinea lui, poate mai mult decât dacă i s-ar fi întâmplat lui, pentru că așa suferi, mai mult pentru fratele tău, pentru copilul tău decât pentru tine uneori. Și l-am sfătuit și mă bucur că mi-a urmat sfatul să continue. Spune-mi, dacă tatăl vostru n-ar fi fost arbitru, voi credeți că ați fi ajuns arbitri? Nu știu ce să spun. De acolo a plecat, de fapt, dorința mea de a fi arbitru. Nu, de acolo a plecat dorința mea de a fi arbitru. Vă ocupați de asta? Eu văzându-l pe el, eram copil, eram mic, văzându-l pe el la meciuri, văzând familia noastră în vacanțe, mergea cu arbitrii. Îmi doream să fiu ca ei, îmi doream să fiu ca tatăl meu. Este eroul meu, idolul meu. Tot timpul l-am văzut ca pe un idol. Probabil majoritatea băieților, tatăl lor este modelul lor în viață și își doresc să ajungă și ei. Și eu tot timpul mi-am dorit să ajung arbitru. Nici nu țin minte altă dată să-mi fi dorit să ajung altceva decât arbitru, el fiind arbitru. A pornit ca o întâmplare totuși, el niciodată nu m-a împins în direcția asta, a pornit ca o întâmplare, țin minte, și-a comandat un echipament din Italia și când i-a venit era mult prea mic. Și atunci l-am luat, eu l-am pus pe mine, venea și perfect. Bucat de asta. Și a zis, hai să te faci, hai la școala de arbitri și am început arbitrajul. Vă dați seama, asta se întâmpla în anul 1994. Marius, uitându-te înapoi, faptul că ești băiatul lui Vasile Avram a fost un avantaj sau dimpotrivă? Întotdeauna, având destul dușmani. A fost un mare avantaj pentru mine. Faptul că tatăl meu a fost arbitru internațional. Încă de când eram mic și la începutul carierei, el pe mine mă pregătea, el mergea cu mine la antrenamente, pregătire fizică, pregătire teoretică, urmăream meciuri, mergeam cu el pe stadioane, îmi făcea rapoarte de arbitraj, de țin minte strigau unii din tribună, bă, Avrame, te-ai făcut de râs, a scris tactul 10 pagini. El venea și scria la meciuri toate observații, și credeți-mă, nu erau pozitive. Nu scria, ai făcut foarte bine. Nu e genul, el e foarte critic și mai ales cu mine era foarte critic. Scria numai observațiile negative și eu veneam acasă fericit, mamă, ce bine am arbitrat, eram super încântat cu pieptul în față și când scotea caietul, mă desumflam total. Dar din punctul ăsta de vedere a constituit un mare avantaj. El a fost la Comisia Centrală cât timp? 2 ani. În rest, au fost, dacă vezi, vie număr, au fost de când am început eu cariera de arbitru, în ultimii 30 de ani, au fost așa, Dan Petrescu, Dumnezeu să-l odihnească, Fibră, celebru da, Fibră, da. Grigorescu, da. A fost Igna, Costică Vâlcea, a fost Crăciunescu, de 2 sau 3 ori chiar, a fost Vasile Avram, Alexandru Diaconu, Chiros Vasaras, deci aceștia au fost președinții Comisiei Centrale. Vasile Avram a fost 2 ani de zile. Președintele Comisiei Centrale. Înțeleg. Și chiar și în perioada aia de 2 ani de zile, și e foarte ușor de demonstrat, statisticienii pot arăta, am primit meciuri foarte grele, nu m-a protejat. Existau legende că, domne, arbitrii sunt protejați, cum? 2 meciuri de care nu știe nimeni,
și nu află nimeni nimic, arbitrează sute de meciuri. Nu, tata a zis nu, pentru mine tu trebuie să arbitrezi cele mai grele meciuri. Steaua, Dinam, Timișoara, Urziceni, CFR, țineți minte, Craiova, Vaslui, erau atunci pe lângă Rapid, numai așa, echipe, orice meci între ele era un derby. Era un meci cu încărcătură mare și în presă și pe teren. Am înțeles, el niciodată nu m-a protejat din punctul ăsta de vedere.